Salutare, eu sunt Darius și bine v-am găsit la un nou clip pe Arena IT. Acum am luat noul Renault Zoe de la Auto Europa Timișoara, dealer Dacia Renault Nissan, și îl vom testa pentru acest weekend, așa că voi face un review cumva la cald, în care vă voi spune ce cred eu despre această mașină. Haideți să vedem, haideți să începem. Acesta va fi un scurt review, sper să reușim să mai testăm și altă dată mașina. Cu toate acestea, mi-am făcut o părere despre noul Zoe și hai să o luăm cu începutul, mergem la exterior. La exterior, deși noul Zoe este construit pe platforma lui vechiul Zoe, arată la fel, însă se văd foarte multe îmbunătățiri și arată mult, mult mai bine. Stopurile cu LED arată mai bine, se văd mai bine și farurile cu LED arată mai bine. Ei bine, farurile cu LED sunt și foarte, foarte luminoase, foarte bune. Le-am folosit pe timp de noapte, se văd foarte bine, nu deranjează în trafic, mai ales că am mai fost cu cineva cu o mașină și mi-a spus că farurile sunt foarte, foarte ok. Și da, se văd foarte bine, avem fază lungă și scurtă automată, deci nu trebuie să faci tu nimic. Când vine o mașină din față, trece pe fază scurtă. Când ajungi tu o mașină din spate, trece pe fază scurtă, altfel merge pe fază lungă. Fiind LED, se văd foarte bine. În față avem portul de încărcare, ceea ce e foarte fain. Avem port de încărcare CCS și Type 2. Pe CCS, adică pe curent continuu, încarcă cu 50 de kW și pe curent alternativ încarcă cu până la 22 de kW, ceea ce este un super mare plus pentru Zoe, pentru că foarte puține mașini electrice au un onboard charger cu această capacitate de transformare. De fapt, foarte puține spre zero. Așa că, cum țara e plină de stații cu mufe Type 2 pe 22 de kW, Zoe are un avantaj super mare la capitolul ăsta, pentru că poți încărca bateria de aproape 48, hai să zicem 50 de kWh, în 2 ore jumate 3, la 22 de kW. Bun. Am spus de portul de încărcare care e în față și e foarte bine că e în față. În spate vă spuneam de la început că portbagajul e mare, e destul de mare. Se poate pune și un separator ca portbagajul să ajungă la nivel cu intrarea în acesta, la nivel cu ușa. Și cam atât la exterior, avem jante pe 16 inci cu anvelope Michelin Primacy 4, sunt anvelope eficiente pentru mașini electrice. Mașina stă foarte bine pe drum, însă nu câștigă vreun premiu la sportivitate pe curbe. Ar fi bine să mergeți mai prudent pe curbe, mai ales că accelerează atât de bine încât nu-ți dai seama la ce viteză ești. Ba mai mult, la viteze de 100-110 la oră, mașina e foarte silențioasă și auzi doar vântul, așa că vei putea fi foarte ușor surprins de o viteză mare. Ce să vă mai spun? Deci, pe curbe mașina se înclină puțin pentru că mă și întreba cineva de asta, însă dacă mergem cu viteze decente nu vom avea probleme. În linie dreaptă mașina e foarte rapidă și e foarte fun to drive. Mergem la interior, interior arată foarte bine aici, dacă la exterior ne mai aducem aminte de vechiul Zoe, aici la interior profilul scaunelor seamănă un pic cu cel al vechiului Zoe, în rest s-a schimbat totul. Ne aducem aminte de noul Captur, de Duster pentru zona de climatizare de unde s-au împrumutat aceste butoane pe toată gama Renault mai nou. Arată foarte bine interiorul, finisajele sunt mult mai bune decât pe vechiul Zoe, tot arată modern. N-am ce să zic, decât că îmi place foarte mult, ne-a plăcut foarte mult interiorul, scaunele sunt ok, sunt chiar confortabile, mulți se plângeau că nu ar fi confortabile, noi am avut varianta cu scaune de piele și cred că varianta cu scaune piele plus textil este și mai confortabilă. Pe aceasta atinzi un pic să te încălzești la spate. Dar chiar și așa e ok. Ce nu avem înăuntru, nu avem cotieră centrală, se poate cumpăra ca și opțional, e primul lucru pe care l-aș cumpăra. Și cotierele laterale de la uși sunt un pic cam tari. Nu exagerat de tari, dar sunt un pic cam tari. Ce să zic, în rest interiorul arată foarte bine, cum am zis. Display-ul arată bine și el, se mișcă decent, nu e cel mai rapid. Dar știe Apple CarPlay și Android Auto, care se mișcă bine și ele.
Mașina are over the air updates pentru 3 ani la început. Mașina e conectată la internet și avem și o aplicație de o aplicație de mobil cu care comunică cu mașina. Din aplicație nu poți să faci foarte multe lucruri, însă poți să pornești precondiționare, adică se va porni climatizarea în mașină, nu alegi tu temperatura sau așa, cred că se alege ultima temperatură lăsată și se va încălzi sau se va răci în mașină în funcție de cum e afară. Asta e foarte util iarna și vara, evident. De asemenea, poți să programezi și plecarea, ca bateria să fie încărcată la plecare sau ca mașina să fie răcită sau încălzită la plecare. În rest, mai vezi în aplicație tot felul de treburi, precum următorul service, până când ai garanție la diferite chestii. Da, e o aplicație faină de la Renault, dar se poate îmbunătăți mult. A, și poți găsi locația mașinii, pentru că ajută foarte mult, mai ales într-un oraș nou, unde poate nu știu unde ai lăsat mașina și poți să o găsești imediat, pentru că o localizează prin GPS. Ce nu știu e dacă serviciul acesta de localizare și internet merge și în afara țării. Asta chiar nu știu și nu știu dacă are și roaming. O să mă interesez să văd, dacă aș fi curios. Sistemul audio este Bose. Nu știu dacă mergi la Bose. Basul este ok, claritatea sunetului e bună, dar nu e puternic și nu știu dacă merită diferența, cu toate că e diferență mică, de doar 100 de euro pentru Bose. Se aude bine, clar, dar nu știu dacă merită diferența. Sistemul de navigație mare se poate lua și fără Bose. Am văzut și pe cel mic pe captură, arată bine și acela, deci dacă aveți opțiunea aceea, puteți să lua și pe acela. Avem încărcare de telefon mobil. Avem mi-a plăcut foarte mult și pe partea asta de schimbare de direcție de mers, că nu avem parking. Poți să o lași în direct în drive și o oprești și când o oprești, intră automat frâna de mână și când o pornești, o ai deja pusă și tot așa, deci e foarte ok. Ce îmi place că știe ultimul mod de mers, dacă ai lăsat-o pe eco, rămâne în eco, dacă ai lăsat-o în drive, în brake, atunci rămâne acolo. Ce înseamnă brake? Adică avem D și B. B înseamnă că va folosi mult mai mult frânarea regenerativă. Eu cam așa am condus-o tot timpul, mai ales că am condus-o pe drumuri județene și europene și atunci n-a fost autostradă. Te ajută foarte mult frânarea regenerativă. Are cruise control, dar nu adaptiv. Ce mai avem aici? Senzor de ploaie. Mi-ar fi plăcut foarte mult să avem cruise control adaptiv și poate vom vedea pe un următor facelift, cine știe, mașina s-ar putea să fie dotată cu zona pentru radar în față. Și acum să vă zic despre autonomie și încărcare. V-am zis că se încarcă la 50 de kW pe curent continuu, la 22 pe curent alternativ, am încărcat-o puțin și la priză, la 2 kW, 2 și ceva, e ok și acolo. S-a încărcat foarte ok din prima, n-am avut probleme cu împământarea sau așa. Am făcut cu mașina 227 de kilometri. Din aceștia vreo 20 au fost făcuți prin oraș, iar restul pe drumuri naționale europene cu medii de viteză între 70 și 110, să zicem. Chiar și 50 prin localități. Ideea e că am mers cu mașină pe combustie internă și am făcut 227 de kilometri plecând cu 100% și ajung când înapoi cu 35%. Am încărcat 2% de la priză, deci practic aș putea zice că acum aș avea 33% dacă n-aș fi încărcat, iar autonomia estimată acum este de 130 de kilometri, deci practic aș mai putea face încă 130 de kilometri cu 35%. Ceea ce nu e rău deloc, 130 cu 230 aproape, 360 de kilometri pe care poți face cu această mașină în regim de drum național. Foarte bine, foarte bine. N-am apucat să merg pe autostradă. Din teste am văzut că poți face undeva la 250 de kilometri pe autostradă cu 130 de kilometri pe oră. Cu 110 cred că face aproape 300, dar până la valori mici ale acumulatorului, deci 2-5%. Dacă reușesc, o să testez și treaba asta cândva, însă pe drumurile noastre, care nu sunt majoritatea autostrăzi, nu vei avea o problemă cu mașina asta și vei putea face peste 300 de kilometri fără nicio emoție.
300 sigur. Și cam atât cred că despre Zoe deocamdată. A fost un review scurtuț, dar cuprinzător, zic eu. E o mașină faină, o mașină care ne-a plăcut tare mult și care e pe lista noastră de mașini electrice pentru viitorul apropiat. Nu te stresează cu autonomia, are o autonomie foarte bună, trage foarte bine, este fun to drive, este suficient de încăpătoare pentru două persoane, dar merge și cu patru, portbagajul e imens pentru o mașină din asta. Finisajele sunt bune, singurul minus, nu are cotieră, dar se poate pune opțional, cotiera din stânga este un pic cam tare, scaunele sunt bune, decente, navigația merge decent, nu foarte rapid, dar e o mașină foarte bună și m-a impresionat foarte mult și e în topul mașinilor electrice văzute și testate până acum, mai ales în range-ul ăsta de preț. Iar acum, din ce știu, Zoe are o reducere de 2760 de euro. O reducere foarte mare care se acordă, cred, dacă nu iei și stația de încărcare pe care ți-o dădeau înainte. Stația pe care eu n-aș lua-o și mi-aș lua un încărcător portabil de 22 de kW care să-l pot folosi și la priză Schuco și la priză trifazică și așa mai departe. Așa, am uitat să vă spun, avem două porturi USB în față, două porturi USB în spate, 2020, așa ar trebui să fie, și un port AUX în față, plus o priză de 12V în față. Ce mai avem? Tot ce vrem pe mașinuța asta și chiar e o mașină faină pe care o poți conduce ca pe o mașină cu combustie fără stres. Dacă v-a plăcut acest video, dați-ne un like, un subscribe și nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să vedeți când mai apar astfel de videouri. Și până data viitoare sper să conduceți numai mașini electrice. Salut!